Bine ați venit, domnule Valentin Crețul, în studio Oglinda de azi. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, bine v-am găsit. Sunteți un viitor consilier, să spunem așa, în faza a doua, înțeleg că nu intrați din prima înfățișare în Consiliul Local, cum se spune. Reprezentați organizația Plus Câmpina. Aș vrea să vă rog, în primul rând, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea noastră, să vă prezentați pentru cei care nu vă cunosc. În primul rând, pot să spun că am 45 de ani, sunt născut în Câmpina, am copilărit în Câmpina, am plecat pentru perioada facultății pe care am făcut-o la Brașov, în perioada 93-98 la Brașov. Facultatea pe care am terminat-o este Facultatea de Electronică și Calculatoare, în cadrul facultății mai mari de electrotehnică din Brașov. Ulterior m-am întors în Câmpina și am lucrat începând cu anul 98 la Energopetrol, compania Energopetrol din Câmpina. Am avut funcția de inginer de sistem, să zicem debutant, pentru că eram imediat după facultate. Ulterior, în anul 2000, am dat concurs și am câștigat funcția sau postul de inginer de sistem la primăria municipiului Câmpina. Era o perioadă în care calculatoarele erau, să zicem, ceva mai puțin prezente, cel puțin în administrația locală. Iată, n-am știut că ați lucrat și la primărie. Da, am lucrat timp de 2 ani la primăria Câmpina. Acolo am început, într-adevăr, un proiect destul de interesant. Știu că am încercat să implementăm infrastructura de relații cu publicul pe care o avea Sibiu la momentul acela, în sensul că ei deja aveau o registratură electronică, un management de documente. În ce an se întâmplă asta? Asta era în 2000. În 2000. Iată, nici astăzi nu avem implementat acest sistem. Din păcate nu sistem. Avem. Știu că există un contract semnat. Nu știu în ce stadiu se află, dar poate o să aflăm acum dacă suntem, să zicem, în Consiliul Local. După 20 de ani. După 20 de ani, da. Se pare că totul se mișcă foarte greu. Adică birocrația se pare că este cea care biruie, inclusiv în partea asta de informatizare și... Din punctul meu de vedere, să știți că o registratură electronică și un centru de relații cu cetățenii, să zicem un birou unic, este absolut necesar. Și elementar într-o administrație publică locală a anilor 2020. Eu am avut caz acum, să zicem, 2 ani, cred, aici, în Câmpina, când am fost nevoit să mă duc să discut la un birou în primăria Câmpina. Am lămurit ce aveam de lămurit. A trebuit să-mi duc să plătesc o taxă de 5 lei pe calea Doftanei, după care să mă întorc la primăria Câmpina ca să depun dosarul, să iau numărul de înregistrare. Ori acest lucru este un pic, să zicem că este depășit, e obsolet acum. Un pic mai mult depășit. Da. Din punctul meu de vedere, cred că este un pas important să facem informatizarea serviciilor și să creăm acel birou unic unde cetățeanul să vină să poată să-și rezolve. Să considerăm că avem un atu în plus noi, orașul cu venirea dumneavoastră în Consiliul Local, în administrație, în sensul ăsta? Eu pot să-mi pun la dispoziție cunoștințele pe care le am în acest domeniu și voi sprijini orice inițiativă de acest gen care se face. Mai departe, că nu am terminat. Vă rog să continuați. Am lucrat în primărie timp de 2 ani, după care m-am mutat în domeniul privat, unde sunt și acum, lucrez la firma Protelco din Câmpina. Sunt proiectant în domeniul rețelelor de telecomunicații și pot să spun că am o experiență foarte largă legată de partea de obținere de autorizații de construire pentru rețele de telecomunicații, în sensul că am câteva sute de autorizații luate prin toată țara, începând de la București până la, nu știu, să zic și Botoșani sau oricum puține județe unde nu am ajuns să avem lucrări. Pentru că asta a fost specificul și ceea ce făceam noi, facem proiectul și obținem și autorizații, urmărim totul până la faza de implementare, în momentul în care este închis. Lucrez deci din 2002 până astăzi lucrez în Protelco, sunt proiectant în telecomunicații. Din punct de vedere politic? Din punct de vedere politic, până în anul 2019, în ianuarie, nu am făcut parte din niciun partid politic. Absolut deloc? Deloc. Nu m-a interesat acest aspect. Cred că nu m-ar fi interesat acest aspect nici în perioada asta, dar... Să zicem că am fost mișcat așa de ceea ce s-a întâmplat cu acțiunile PSD-ului, mai ales în ceea ce privește justiția. Și atunci am luat această hotărâre, nu singur, cu un grup de, să zicem, cunoscuți, prieteni, foști colegi,
nu neapărat colegi de școală, dar care ne mai cunoșteam dinainte și am intrat în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate Plus. Plus. Partidul înființat de Dacian, sau condus de Dacian Cioloș. Aceeași poveste o are și Cătălin Florescu, același lucru îmi spunea, că da, a intrat în politică. Nu este singur. Nu este singur. Suntem mai mulți, cunosc eu cel puțin și aș putea să dau exemple de cel puțin 5 persoane care au făcut același lucru pe care îl fac și eu. Adică am intrat în politică la începutul lui 2019, fără să avem un background sau cunoștințe, chiar este o chestie pe care am făcut-o deschis și așa, nu știam exact ce o să găsim. Știam că urmează o perioadă destul de dificilă, pentru că vorbim despre câteva runde de alegeri. Am avut europarlamentare, am avut prezidențiale, am avut acum și alegeri locale care sunt cu totul altceva față de ce știam noi. Așa, se poate spune că aveți o oarecare experiență deja, am, nu? Căpătat-o, da, să zicem că am căpătat-o, da, în urma celor 3 campanii electorale. Și ce impresie v-a făcut politica în toată perioada asta? Impresia mea este că ar trebui, este loc de oameni mai buni. Asta este părerea mea. Îmi pare rău că oamenii nu vor să se implice mai mult în ceea ce înseamnă politică. Știu că poate pentru mulți politica e ceva de genul, reprezintă numai anumite personaje care au ajuns undeva sus și au făcut, să zicem, lucruri rele. Ori fără implicarea oamenilor în politică, este clar că nu avem cum să ridicăm nivelul. De ce credeți că se feresc oamenii să intre în politică, domnul Valentin Grasu? Pentru că percepția este aceeași, asta e părerea mea și din discuțiile cu oamenii, că toți politicienii sunt la fel. Adică e cumva, dacă ai intrat în politică, automat ți s-a pus peceta că ești... Vi s-a întâmplat și dumneavoastră să vi se spună acest lucru? Da, se întâmplă, atâta doar că aceste afirmații sunt fără argumente și în momentul în care stai de vorbă cu omul, ajunge să înțeleagă dacă ai persoana în față care să și vrea să discute. Ați fost ales pe listă comună a Alianței Electorale de Dreapta, constituită în Prahova, o alianță... subliniez în scop electoral între PNL, USR și Plus. Da. După știința dumneavoastră, mai funcționează alianța asta la nivelul Câmpinei cel puțin? Nu discutăm la nivel județean, că e altă pălărie. În acest moment noi am avut discuții, bineînțeles, cu partenerii noștri de la USR, care suntem o alianță politică, și cu partenerii de la PNL. Vreau să spun că în timpul campaniei eu am format o echipă. Nu pot să zic că am avut, în niciun caz, n-am avut divergențe. Contrar afirmațiilor... Bine, am format aici, o să detaliem un pic, dar cu persoanele care sunt acum, de exemplu, în Consiliul Local, aleși din partea Partidului Național Liberal, pe lista Alianței, am colaborat. Am colaborat, cred că ne înțelegem, există o oarecare chimie. Faptul că va funcționa sau nu va funcționa ulterior această alianță în cadrul Consiliului, nu pot să o spun acum. Eu aș vrea să funcționeze, pentru că până la urmă nu suntem acolo aleși ca să ne facem jocurile noastre politice, ci să facem ceva bun pentru Câmpina. Dacă avem proiecte comune, de ce să nu mergem mai departe? Și totuși, de ce credeți că domnul Cătălin Florescu, candidatul Alianței de Dreapta la funcția de primar, imediat după alegeri a afirmat că s-a arătat de fapt dezamăgit de această alianță. A folosit și cuvântul blat. Da, nu a fost singurul care a declarat chestia asta, inclusiv din PNL au fost voci care au declarat acest lucru. Exact. Eu am adus, mi-am scos aici un pic pe hârtie numărul de voturi care au fost obținute în cadrul acestor alegeri. Și vă referiți la Alianța de Dreapta? Da, da, da. Și mă uit așa că am avut un număr de 2700 de voturi aproximativ pentru domnul Cătălin Florescu la funcția de primar. Iar pe Consiliul Local avem 3550, adică sunt peste mai mult de 800 de voturi în plus. Numai diferența dintre voturile de la primar versus voturile de la Consiliul Local. Ce concluzie local putem trage din acest calcul simplu? Eu am simțit-o inclusiv în campanie că nu toți membrii PNL s-au implicat în... Susținerea lui Cătălin Florescu. Exact. Pentru că altfel nu se justifică diferența exact de voturi. Exact. În plus, constat tot pe baza cifrelor că în cazul președintelui la Consiliul Județean au avut. Rezultatul domnului Dumitrescu este de 4800, ceea ce înseamnă mult mai bun. Mult mai mult decât ce am avut noi.
Eu cred că alianța noastră a funcționat pe partea USR Plus, în sensul că ne-am implicat și am contribuit cu ceea ce am putut noi să contribuim. Se pare că la PNL nu a fost acel... N-a fost dorit Cătălin Florescu. Nu știu, probabil că nu. O parte sigur, nu, că ar fi participat la campanie. Lucru care, repet, nu s-a întâmplat. O parte din PNL, acum eu nu știu să vă spun câți membri are PNL-ul în Câmpina. Nu știu să vă spun cum făceau ei de obicei campaniile electorale. Dar, în această condiție, afirmați mai devreme că v-ați dori ca această alianță să funcționeze. Credeți că va fi posibil să funcționeze posibil cu suspiciunile astea? Este posibil să funcționeze dacă ne rezumăm la a face ceea ce trebuie pentru Câmpinei, pentru cei care ne-au votat. Nu este vorba de a face în interesul nici al PNL-ului, nici al USR, nici al Plus. Noi trebuie să facem pentru Câmpine. Dacă proiectele și ceea ce propune, indiferent cine, sunt un lucru bun, vom merge pe... Chiar și primarul independent, Alin Moldoveanu? Dar nu suntem dușmani. Faptul că este ales, tot respectul, până la urmă va trebui să colaborăm spre binele Câmpinei. Ce părere aveți despre surpriza asta a alegerii domnului Alin Moldoveanu independent în funcția de primar? A fost o mare surpriză. Da, este o mare surpriză, a fost o mare surpriză. Până la urmă se pare că stilul de a face, să zicem, campanie și prezentarea celor ce a făcut prin Poiana Câmpina a prins la câmpineni. Câmpinenii speră ca și aici să facă lucruri bune. Acum acest lucru va rămâne de văzut. E clar că are un consiliu local mult diferit față de cel la Poiana, în sensul că va trebui să convingă și să vină cu proiecte. Și problematica e mult diferită față de ce a fost la Poiana. Oricum nu se compară, dar ca idee, eu cred că cei mai mulți dintre câmpineni au gândit ceva de genul: omul este gospodar și acum să vedem, să-l punem la treabă și la noi. Dacă... Din punctul nostru de vedere strict, pentru că nu pot să vă întreb din punct de vedere al alianței, observând că alianța există și nu prea există, funcționează și nu prea funcționează. Nu pot să fiu, dar nici în caz purtător de cuvânt al unei alianțe care... Credeți că veți sprijini proiectele primarului independent Alin Moldoveanu? Dacă... Necondiționat sau... Nu, necondiționat nu. Pentru că acum, dacă stăm și privim un pic în urmă, eu nu cunosc programul domnului Moldoveanu. Nu știu ce a promis în campanie. Nu prea a promis mare lucru. Bun, tocmai de aceea nu putem să spunem că semnăm un cec înalt și vom susține tot ceea ce ni se propune. Bineînțeles că dacă ceea ce se propune este necesar și se încadrează și pe ceea ce dorim noi de la Câmpina, adică o dezvoltare, vom susține. Vreau să explicați puțin simbioza asta dintre USR Plus. Cel puțin la Câmpina. Există o simbioză. S-a definitivat unificarea partidului. Sunteți același partid astăzi când vorbim sau nu? Nu. În momentul acesta nu suntem. În luna august, nu mai rețin data exact, au avut loc două congrese separate ale celor două formațiuni politice, vorba de USR și Plus, prin care s-a votat inițierea procesului de, să zicem, absorție, că practic va fi un fel de absorție a partidului Plus de către USR. Ulterior a avut loc și un congres reunit al celor două partide, prin care de asemenea s-a votat acest lucru. Deci putem să zicem că suntem așa, am ieșit de pe ultima turnantă, suntem pe linia dreaptă de fuziune a celor două partide. Acest lucru juridic nu s-a întâmplat, așteptăm să vedem ce decizie se va lua la tribunal. Când va fi, atunci vom fi sigur un singur partid și vom funcționa pe statutul partidului Uniunii Salvați România. Astăzi, când vorbim, sunteți două entități separate. Da. Da. Vă înțelegeți bine cu colegii de la USR? Da, în momentul în care avem discuții, eu cred că le avem constructive și pe cei trei, să zicem, foști candidați colegi deja din Consiliul Local, pot să zic că îi cunosc destul de bine și cred că putem să colaborăm. Și am colaborat în campanie, am colaborat și ulterior campaniei, când am avut nevoie să facem și documentațiile, ce am avut nevoie să mai ducem și la primărie. Eu zic că da, poate nu ne înțelegem cu toată lumea din USR, dar nu ar fi o surprindere. Vă întreb acest lucru pentru că astăzi domnul Dragoș Dinulescu, președintele USR Câmpina, a trimis către presă și către opinia publică, de altfel un comunicat de presă prin care spune foarte clar că și-asumă partea dumnealui de eșec
în alegeri. Probabil s-a referit la faptul că domnul Cătălin Florescu nu a reușit să obțină mai multe voturi. Și în plus de asta spune cu subiect și predicat că partidul dumnealui și partidul dumnealui USR vor sprijini necondiționat primarul independent Alin Moldoveanu. Ce credeți despre acest set de afirmații? Dacă știați despre ele, dacă le-ați discutat? Am constatat și eu cu surprindere care este punctul domnului Dinulescu. Eșecul în aceste alegeri, nu știu în ce măsură poate dânsul să și-l asume, atâta timp cât eu nu l-am văzut în campanie, sau greșesc, l-am văzut o singură dată în această campanie. Poate colegii de la USR știu mai multe ce contribuție a avut în cadrul acestei campanii, care tocmai ce s-a terminat de vreo lună, de fapt s-a terminat. Punctul este clar al dânsului de vedere, pentru că am văzut care au fost reacțiile conducerii de la USR din Prahova, în sensul că maică i s-a cerut practic demisia de către domnul Polițeanu. E clar că este doar punctul dânsului de vedere. Eu am avut discuții și cu colegii de la USR care sunt aleși în Consiliul Local și ei nu susțin această inițiativă a domnului Dinulescu. Este... Așadar, există un conflict ideologic la USR? Este probabil o încercare a domnului Dinulescu de a face ceva. Probabil că dânsul a considerat că este corect ceea ce face. Acum nu vreau să comentez mai mult. Din punctul meu de vedere, declarația dânsului nu mă reprezintă și din ce am înțeles eu și nici pe colegii mei de la USR nu-i reprezintă. Așa sunt lucrurile. În aceste zile se tot discută pe marginea formării unei majorități în Consiliul Local. Se discute chiar pe marginea numirii unui viceprimar. Cum credeți că veți reuși în această conjunctură, în această alianță care, încă o dată subliniez, este și nu este, cum veți reuși să aveți un punct de vedere comun și care este atitudinea dumneavoastră legată de această majoritate care ar trebui să se constituie în Consiliul Local? Din punctul meu de vedere, eu o să încerc să armonizez poziția mea cu cea a colegilor din USR, pentru că, până la urmă, noi suntem într-o alianță politică și vom deveni, să zicem, un singur partid peste o lună, două, trei, nu știu când va ieși această hotărâre de la tribunal. În ceea ce privește discuțiile cu celelalte partide, nu pot să neg că există, dar momentan nu avem creionată o majoritate. Deci noi nu ne-am gândit la o majoritate care să spună vom pune un viceprimar și acesta va fi. Am discutat, am zis, inclusiv cu PNL-ul, pentru că au fost partenerii noștri, am discutat și cu PMP-ul. Așteptăm, dacă alții vor să ne cheme sau au alte propuneri, nu este nicio problemă să discutăm. Vă referiți la o majoritate de dreapta? Excludeți de dreapta orice fel de colaborare cu PSD-ul? De dreapta, da. Da. Discutăm de o majoritate de dreapta. Partidul nostru a pornit pe partea asta. Am avut un conflict deschis cu PSD-ul în toate campaniile pe care le-am avut până acum. Bine, deschis în sensul cu argumente, nu cu n-am dat cu pietre în niciun caz. Și, într-adevăr, pe partea dreaptă vrem să formăm o majoritate. Acum, în primul rând, trebuie să așteptăm să formeze acest Consiliu Local, adică să fie investit, pentru că acum avem câțiva membri, cred că sunt 13 membri care pot fi numiți. Urmează 14, am înțeles. 14, nu știu, știam de 13, dar ok, 14. Nimeni nu știe exact. Astăzi autoritățile locale n-au catadixit să răspundă la această întrebare până în momentul ăsta. Vom vedea în zilele următoare. După care vom veni ceilalți care suntem supleanți. În valul 2. În valul 2, da, care probabil să fie săptămâna viitoare sau când se vor îndeplini formalitățile. Nu, codul administrativ, într-adevăr, este mult schimbat față de altă dată. Și aceasta este legea, o să o respectăm. Nu avem cum să facem altfel. USR Prahova spunea azi, într-un comunicat de presă, că, apropo de ieșirea domnului Dragoș Dinulescu, citez, în legătură cu publicarea în presă o informație că USR Câmpina îl susține pe primarul ales al municipiului Câmpina, condamnat penal, vă informăm că informația vă este prezentată fără a avea consimțământul aleșilor locali USR din 27 septembrie 2020.
O astfel de decizie nu a fost aprobată în cadrul filialei și nu are susținerea consilierilor locali ai USR. Rămânem fidel principiului fără penalii în funcții publice. Iată. Este un program. Se arată în comunicatul de presă semnat de domnul Mihai Neagu, responsabil comunicare și relații publice la USR Prahova. Da, vreau să nu uitați că USR și Plus sunt partidele care au inițiat această inițiativă cetățenească fără penali în funcții publice. S-a lucrat destul de mult, s-au obținut foarte multe semnături în sprijinul acestei inițiative, au fost depuse documentele la Parlament. Știu că intrase pe procesul legislativ, dar se pare că s-a blocat și oricum nu cred că se va mai face nimic în legislatura actuală. Și, repet, dacă am pornit pe această idee, eu cel puțin vreau să mă țin de ea. Nu am intrat în politică ca să mă duc după cum bate vântul. Deci ne spuneți foarte clar că și pentru dumneavoastră, primarul ales independent Alin Moldoveanu, poate fi catalogat drept penal așa cum susține USR-ul? Păi, atâta timp cât există o hotărâre de judecătorească definitivă, rămasă definitivă, eu așa știu, nu am de ce să spun altfel. Cum veți lucra cu un astfel de primar în viitoarea legislatură? Nu, repet, nu vom lucra neapărat cu primarul, pe proiecte. Dacă ni se propune ceva concret și este un lucru bun, necesar, vom merge în continuare cu el. Nu avem de ce să punem bețe în roate nimănui. Sunteți mai conciliant, se pare, decât cei din USR Prahova. Dar nu cred că, acum să fim serioși, că nu cred că este cineva care e ales și să spună, domne, dacă trebuie să construim ceva în Câmpina, noi nu vrem pentru că este primarul Alin Moldoveanu. Primarul Alin Moldoveanu a fost ales, a fost validat de către instanță, nu avem noi ce să... Nu îi veți pune bețe în roate de dragul de a pune bețe în roate. Niciun caz. Mulți dintre cei pe care i-am mai întrebat susțin că și dumneavoastră vă doriți funcția de viceprimar. Este adevărat, domnule Valentin Crețu? Nu este adevărat. În intenție, am analizat și cred că am destul de lucru pe partea unde sunt angajat acum. Am proiecte în derulare pe care nu vreau să le părăsesc. Destul de mari, de importante, cu bani foarte mulți, inclusiv de dotare pe partea de informatizare, cu toate că noi suntem informatizați în Protelco, dar tot timpul vrem să creștem calitatea actului economic acolo în interior și voi rămâne acolo în continuare, voi fi doar consilier local. Există un portret robot al viitorului viceprimar din punctul dumneavoastră de vedere. Cum ați vedea un viceprimar alături de Alin Moldoveanu, primarul independent? Ar fi bine ca acel viceprimar să aibă cunoștințe în domeniul administrației, ori din... Experiență, din cunoștințe? Experiență. Experiență în primul rând. Cunoștințe nu cred că sunt necesare ca viceprimar la nivelul municipiului Câmpina. Din ce știu eu, așa, eu nu-i cunosc pe toți colegii din Consiliu. Majoritatea sunt noi. Nu prea sunt. Așa că veniți, nu va rămâne colegi. Decât să, ca persoana care dorește să încerce să ne convingă dacă este să-l votăm în Consiliul Local pentru funcția de viceprimar. Dar, repet, nu pot să spun că este cineva din Consiliul Local pe care îl văd acum ca ocupând această poziție. Chiar nu știu. Intenționați să votați un viceprimar în urma unei înțelegeri, în constituirea unei alianțe politice sau, indiferent de situație, veți vota un viceprimar care vi se pare este bun posibil, pentru da. Moment? Da, este posibil să votăm și dacă se va forma această alianță de dreapta, să zicem. Momentan eu nu o văd personal, nu o văd ca având o majoritate. Păi de ce spuneți asta? Voteze. Pentru că nu o văd momentan. Nu. USR Plus, PMP, da, Pol, PNL, Verzii, considerează dreapta? E posibil, dar noi nu am avut discuții cu toate părțile pe care le-ați enumerat, așa că nu aș vrea să vă spun lucruri care nu sunt adevărate. Când veți avea discuții? Că mâine, păi mâine trebuie să se constituie Consiliul Local, să depune jurământul, trebuie să alegem viceprimar. Este adevărat, dar momentan aș vrea să ne lămurim ce avem noi de făcut. Vedeți că mai sunt unele frământări inclusiv în cadrul USR Plus, așa că de ce să avansăm niște discuții cu Pol sau cu Verzi sau cu cine mai este în Consiliu, atâta timp cât se pare că și la noi sunt anumite fricțiuni. Vedeți foarte bine ce s-a întâmplat astăzi cu acel comunicat.
Pe finalul emisiunii am să vă întreb două lucruri pe care vi le propuneți în calitate de viitor consilier local, domnule Valentin Crețu. Experiența mea, deci în primul rând aș vrea să pun experiența mea în valoare pentru partea de informatizare. V-am spus de la început, este un lucru care mi-l doresc. În primul rând va trebui să aflu ce se întâmplă cu acel proiect cu finanțat deja, pentru care s-a și semnat contractul de finanțare și nu știu dacă se execută sau nu. Și în funcție de acel proiect o să încerc să pun numărul, cum se zice, pentru că e foarte important să omul să nu mai vină la primărie cu căciul la mână așa și să nu știe ce se întâmplă. Să aibă să se interacționeze indirect. Normal și civilizat. Atât trebuie să fie. Ori acest lucru se poate face cu această informatizare. Și în plus eu consider că întâmpina, și pentru asta voi încerca să fac cât mai multe demersuri, este nevoie de un transport public decent. Detaliați, vă rog. Mă interesează ca o persoană care stă pe Mușcel să poată să vină în centrul orașului având la dispoziție un mijloc eventual electric, pentru că acum există fonduri pe care am putea să le accesăm dacă ne apucăm să facem proiecte și dacă ne rezolvăm și problemele care le avem cu partea de finanțare din fondurile europene. O discuție europene. Foarte, foarte importantă și grea. Este foarte, foarte importantă, dar cumva va trebui rezolvată și s-ar putea să fie destul de greu de rezolvat, dar cred că ar fi mai bine să o rezolvăm, să tranșăm problema și să încercăm să mergem mai departe, pentru că altfel bugetul Câmpinii nu permite astfel de investiții, adică investiții mari. Ori realizarea unui serviciu public de transport în comun, mai ales cu autobuze sau mașini electrice, ar fi o chestie care n-am putea să o suportăm noi din bugetul Câmpinei. Și atunci cred că trebuie găsită această cale, prin discuții cu Ministerul Dezvoltării, prin discuții la guvern. Până la urmă, inclusiv domnul primar ales, acum va trebui să încerce să rezolve acest lucru, pentru că bănesc că și dânsul are interesul să facă acest oraș să avanseze. Domnule Valentin Crețu, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Oglinda de azi. Vă urez mult succes și să ne revedem în curând. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație.